Scenă de coșmar în parcarea unui mall din Dâmbovița. Doi bărbați s-au bătut cu sălbăticie chiar la ieșirea din clădire. Cei doi și-au împărțit pumn și picioare sub privirile îngrozite ale trecătorilor. Mai mult decât atât, tinerii nu au ținut cont de nimic, nici măcar că lângă ei se aflau copii, iar una dintre soțiile lor era însărcinată. Momentul a fost surprins de un martor care se afla în mașină și a filmat totul. Într-un final, o femeie a intervenit și a reușit să-i despartă. Potrivit presei locale, cei doi ar fi rude, iar scandalul ar fi pornit din cauza certurilor pentru o femeie. Unul dintre bătăuși a ajuns la spital cu răni în zona capului. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Dâmbovița, a fost depusă o plângere în cauză, iar polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, cât și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.